Bună ziua, bine ați venit la centru CRFPA Cluj-Napoca. Astăzi și-au dat examenul final de parcurgere a celor 720 de ore de curs și de astăzi înainte, fetele vor avea un nou loc de muncă, un nou viitor. Deci o nouă meserie o nouă pentru meserie. Ele, pentru că Da. Sunt convinsă că fiecare a făcut înainte cu totul altceva Exact, decât ceea ce se da. întâmplă azi. Toate au venit din alte domenii și acum s-au recalificat, da, pe partea de înfrumusețare. Ce e mai frumos decât o meserie de coafor? Așa este, da. Într-adevăr. E o meserie frumoasă, elegantă, multă dăruire cere, pasiune, multă imaginație și multă muncă. Acum este final de curs. Cum s-au prezentat fetele? Pot să spun că am avut o grupă superbă, de la început și până la final. Chiar, sincer, îmi pare rău că mă despart de ele. Au fost niște fete deosebite. Dăruire, multe întrebări, erau dispuse pentru nou, pentru ca să învețe tot ce era mai frumos și tot timpul eram întrebată, tot timpul să afle afle noutăți. noutăți, da, în domeniul meseriei. Știu că, în general, aceste cursuri sunt pentru persoanele care sunt în șomaj, dar sunt și pentru persoane care doresc să plătească cursul și să participe la acest curs. Ați avut și persoane care au plătit cursul? Da, am avut și persoane cu plătitoare, dar majoritatea sunt prin șomaj. Ceea ce este chiar foarte bine, pentru foarte că, bine. Uitați, da. Nu numai fetele și alte cursuri, pentru că CRFPA se ocupă de foarte recalificare recalific. Și foarte multe cursuri în diferite domenii. Este o oportunitate pentru cei care rămân în șomaj să se recalifice, da. Să dobândească o nouă meserie. E o meserie superbă, frumoasă, dacă îți place. Dacă nu îți place, degeaba. Tot dragul, le-am învățat, le-am spus și le-am dat tot din mine. Numai ele pe viitor aș dori și m-aș bucura să mă întreacă și să devină mai bune decât mentorul pe care l-am avut. Cred că orice mentor dorește ca elevul, cursantul, da, lui să depășească la da, un moment și bucuria dat. Este foarte mare. Credeți că această meserie este bine primită pe piața românească? Să știți că e căutată. E căutată. Fiecare femeie vrea să fie frumoasă, fiecare vrea să arate bine. Acum, adevărul este că e criza aceasta care ne apasă pe toți, dar fiecare are un bănuț pus deoparte pentru înfrumusețare, pentru a ajunge la coafor, pentru a-i se da o formă nouă a părului, pentru la o altă culoare la păr. Deci, eu cred că e ceva deosebit de frumos. E o artă. Meseria aceasta e o artă. Până acum au fost supravegheate, chiar dacă au greșit ceva, imediat s-au corectat pentru că le-am supravegheat și de acum se vor descurca singure. Și eu le doresc din tot sufletul să reușească să nu se mai sperie, să nu se mai înhibe, să nu mai să aibă flexibilitate, să imaginație multă să aibă. Și curaj până la urmă. Și curaj. Tot timpul le spuneam, curaj fetelor, tăiați părul că el crește. Noi vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Și vă spunem la cât mai multe astfel de finaluri de curs. Da. La cât mai un număr cât mai mare de absolvente de curs. Da, mulțumesc foarte mult.